Salutare, bă băi, și bine v-am găsit la un nou episod de Samp. Alături de mine aici, pe scaunul din dreapta, este Argon, așa cum îmi place mie să-l alint, Măduțu. Omul este la lucru. Măduțule, zile și tu ceva. Salut, bă, băieți, bă. Omul este la lucru. Sperăm să nu-i vină clienți până terminăm de filmat. Bă, băieți, după cum vedeți, avem moduri noi. Aseară mi-am pus moduri noi pe mașini. Avem aici Bullet. E un Chevrolet Camaro și, fraților, arată bestial, adică dă-te în morții, mătii. Arată genial. Uite-te, frate, ce genți, ce pa, nebunie. Acum o să vă arăt un pic și celelalte mașini. Hai să începem cu cartul, da? Hai, Măduțule, ne dăm un pic jos. Da, boss. Așa că, stai. Cam așa arată cartul. Așa. Hai să îi dăm. De fapt, la clasă aici. Așa. Să vă arăt Maverick-ul, fraților. Ia uitați-l, frate. Deci arată genial, frate. Deci, pa. Îl ador, nu așa. Am stat un pic, mă rog, ceva mai mult ca să găsesc modurile astea care să ni nu-ți creeze lag, să arate și ok ca design, na. Așa, ce urmează? Nu mai știu, să vedem dacă i-am pus pe Vortex. Dar nu știu exact, pe Vortex nu, încă n-am apucat să-i pun, o să-i pun și pe Vortex. Să vedem un pic Sultanul, fraților, cum arată. Ia uitați, fraților. Un Toyota, nu știu, cred că e Avensis, dacă nu mă înșel. Toyota Camry, văd că scrie, în fine, la fel. Hai să dăm un swap colors. Nu, tot pe verde, așa. Da, poate vă întrebați de ce toate mașinile sunt verzi. Fraților, pentru că am Haydn-ul verde, e culoarea mea preferată. Arată bestial și Sultanul. Ce să mai vedem? Să vedem Turismo-ul. Și Turismo-ul la fel. Ia uitați-l, fraților. Un Audi R8. Mamă, uit, coaie, ești prost cum arată interior. Un R8. Cred că e model 2016. E... ha, nebunie curată. Cum se vede. Și dacă puteți observa... culorile care strălucesc foarte, foarte șmecher. Așa, ce să mai avem? Cum mă ridic de jos? Dar să știi că poți și să vorbești, că de-aia facem episod. Nu, mă, Flan, am vrut să te deranjezi. Așa, stop anim. Așa. Ce mai avem? Infernusul, fraților, să vi-l arăt. Infernusul e aici, ia uitați-l, tati, cum arată. Gențile astea așa verzi, normal, și spoilerul verde. Dacă dăm swap colors, arată și așa, dar parcă eu mai bine prefer așa, în varianta asta. Așa. Am pus niște moduri și pe mașină, dar desigur și pe NRG. Hai mă, dă cu mine. Am pus aici și pe NRG. Partea nașpa, ia uitați, faceți cum arată NRG-ul. Partea nașpa, în schimb, la NRG e că dacă, de exemplu, mă dă G, dă-i G, mă dă. Dă de jos de acolo, mă. Dacă omul dă G, nu se vede personajul, practic, care stă în spate. Deci în acest moment mă dă e pe G, doar că îi rămâne așa, gen ca o fantomă, vedeți? Deci, da, cam ăsta ar fi singurul dezavantaj, dar bine, nu pot să fie chiar așa un dezavantaj, hopa. Nu-l pot considera chiar așa un mare, mare dezavantaj. Da, după cum observați, fraților, suntem pe Earth, nu suntem pe Cloud. Am intrat pe Earth, na, ca să vă fac și prezentarea asta de moduri noi, deoarece pe Cloud nu am mașini, am doar un... Staniol, cum i-am spus ieri în episodul trecut. Stalion, de fapt.
Așa, iar acum, fraților, să vă arăt armele. Hai, mă, de unde ești? Bă, suspin. Da. Am o scheletă de la fiecare jucător, câte 100k. Păi, câte 100k, frate, fai. 100k e nimic. 100k, scuze. Buigan. Opa. Aoleo, n-am licență de arme, ești nebun. A, ce păcat. Așa, mă, dă bate, mă, da, frate. N-am licență de armă. Da, uite, vedeți aici, aici în mâna lui ăsta, Bronx ăsta, cum se vede M4-ule, fraților, Deagle-ul. M4 și Deagle-ul, genial, frate. Văd că în concursul pe care l-am creat, de ieri și până azi s-au strâns, nu știu, undeva la 30 de comentarii, ceea ce chiar mă bucură și înseamnă că chiar unii dintre voi sunteți interesați. Ceea ce e foarte, foarte bine, fraților. Ce să mai facem? Ia să vedem. Hai afară, măduțule. Dacă nu mă înșel, cred că am pus și pe barcă. Hai, mă, de unde ești? Mă, dă. I-a venit la om client. Da, i-a venit client, frate. Scuzați-l pe Mădălin câteva momente, deoarece are clienți. Ia să mergem noi puțin aici la bărci. Din câte știu, am pus și pe bărci. Am pus un mod super șmecher. Încă sunt în căutare de țintă. Deci, fraților, dacă aveți o țintă șmecheră și dacă doriți să o împărtășiți cu fratele Suspilău, fratele vostru Suspilău, puteți scrie pe Skype sau aveți sau îmi dați un e-mail, eventual îmi lăsați aici în secțiunea de comentarii, îmi lăsați un link, îmi lăsați orice. Ia să vedem. Da, nu știu, pare așa mai strălucit, dar cred că i-am pus la cealaltă, nu la asta. Și cealaltă, vai, și nu vă pot arăta pe cealaltă. În orice caz, fraților, să știți că eu sunt foarte, foarte mulțumit de aceste moduri, cel puțin pe mașină. Deci, uitați-vă, fraților, un pic cum arată. Deci, bestial, mai ales Infernusul e nebunie curată. Ia să vedem. Ia, uitați și Maverick-ul. Și să vă mai arăt, am mai pus moduri pe mașinile de poliție, fraților. Pe mașinile de poliție. Ia să vedem. Ia să vedem. Da, super. Ba, uite-l acolo. Stați-mă o secundă, vedeți, fraților, cum arată? E bestial. Și un pic să intrăm. Haide. Am rămas în pom în pula mea. Ia uitați, fraților, cum arată un BMW. Nu știu, cred că e șeptar, dacă nu mă înșel. Arată belia. Uitați cum arată, fraților, Reșmaker. Păcat că nu pot să intru așa să vă arăt un pic mai detaliat. Dar arată genial. În schimb, la aceste motoare nu le-am pus. Nu știu, nici măcar nu știu dacă o să le pun sau nu. Asta o vedea. În schimb, Infernusul, na, de poliție e același ca și al meu. Doar acestea s-au schimbat de mamă, frate, cum arată. Și gențile, la uite-te, frate, așa cum stau, așa mai în interior. Arată, fa. Mădălin, văd că nu mai revine, fraților. Da, un lucru important, frate, e că aceste moduri nu creează pic de lag. Deci, nu face lag deloc. Deloc. Într-adevăr, nu sunt modurile cuiva sau... Este de pe site-ul acela Game Modding. Trebuie să-l știți cu siguranță.
Eu, unul, frate, cel puțin de acolo mi-au modurile. Am încercat să încerc, mă rog, am încercat să încerc în pula mea. Am încercat să-mi bag modurile lui Olex. Mi-au reușit, nu făceau deloc lag, doar că, nu știu, mi se oprea sample într-o dată. Știi, căcata aia de eroare, GTA San Andreas stop working, pula-n pizdă, pareză, așa. Da, e nașpa, fraților, să știți că chiar e nașpa. Am mai pus la tren, fraților, dar dacă l-am găsit, ce bine ar fi. Am făcut și rimă. Da, să vedem, fraților, dacă îl găsim. Bine ar fi, în schimb, să-l găsim. Haideți, mă, unde e tunelul vieții? Da, bă, băieți, ați văzut și totuși. A bătut România seară 3-2, fraților, adică despre ce vorbim? Oricum, să știți, eu unul chiar sunt microbist. Eu unul țin cu steaua. Deci, FCSB egal steaua, să știți de acum. Dar România, frate, sincer, chiar a lăsat de dorit, adică e la modul ăla, frate, știi, joc bine în amicale, bat și în oficiale, bat ăia fasolea noi. Nu e ok nici treaba asta, dar, na, dacă cam ăsta e nivelul, adică nu pot să zic neapărat că ăsta e nivelul, pentru că știu, frate, că România poate mai mult de atât. Și sunt sigur, fraților, că și voi credeți la fel. România chiar poate mai mult de atât și pe plan turistic, pe plan de dezvoltare economică, pe plan social, pe plan de parlament, pe plan de fotbal, pe orice, frate, România poate mai mult, fraților. România chiar e o țară frumoasă, doar că păcat că exploatată de toți rahații și toți borhoții. Da, văd că nu mai găsim aici, fraților, nu mai găsim trenul, nu se poate așa ceva. Hai că mai încercăm, mai mergem un pic în față, dacă nu, asta eu lăsă moartă. Oricum, o să vă las în descriere site-ul Game Modding, iar acolo puteți găsi cam de ce moduri aveți nevoie. Cred că mai puțin de țintă, da, că de țintă n-am găsit. Și da, găsiți de textura străzilor, de că momentan nu m-au prea convins chiar așa, adică nu mă prea pasionează așa de mult pe mine treaba asta cu vai să schimb toată textura jocului, să nu, îmi place să fie cam așa, cam câte puțin din ambele. Da, fraților, încă nu. Motor am găsit. Da, acum uitați, vedeți că acestea sunt mașinile default. Bine, ăsta e Stratumul, dacă nu mă înșel. Stratumul l-am schimbat, sau Uranusul, nu mai știu exact să vă zic. Dar, în orice caz, nu am făcut la toate mașinile, deoarece am considerat că nu prea are rost. Adică, am pus moduri cam pe cele mai importante. Acum n-o să caut eu moduri de mașină pentru un Bobcat, de exemplu. Sau pentru, eu știu, ce? Pentru un Perennial, frate, sau pentru un Faggio. Caut, frate, cam pentru cele mai importante și care sunt așa, placi la mare căutare, nu Sadler sau mai știu eu ce. Păi da, bă, băieți, cam acesta a fost și cu episodul nostru de astăzi. Nu uitați, fraților, vineri un videoclip puțin mai special. O să fie surpriză, nu o să vă zic. Pe 24 iunie aflăm câștigătorul concursului, cel cu versurile, frate, cu cele 6 versuri, cuvântul cheie, frate, Cloud. O să vă las linkul de la modul în descriere.
Iar noi, frate, să ne revedem cu bine și toată lumea să fie sănătoasă și voioasă și cu chef de viață. Până atunci, fraților, eu am fost Uspi pentru voi și vă urez o zi, mă rog, o zi, o seară plăcută în continuare, fraților, numai bine!